Zona de agrement Corniș apare o zonă părăsită. Cu 3 luni în urmă, primarul Ovidiu Portariuc susținea că stadiul lucrărilor a ajuns până la 30%, însă realitatea pare să arate altceva. Derularea lucrărilor este lentă, iar procentele, mult umflate cel puțin la prima vedere, au rămas înghețate. În pofida faptului că investiția cam stagnează, constructorul a stabilit deja cum vor arăta toboganele ce vor fi amplasate în zona de distracție. S-au stabilit tipul de tobogane, culorile, materialele, a fost managerul de proiect și am ales aceste lucruri, care vor fi livrate probabil pe timpul acestui anotimp. Și chiar dacă edilul a anunțat că va organiza o zi a porților deschise la Cornișa pentru a arăta cât și cum s-a lucrat acolo și botoșănenilor, din anumite motive neclare, primarul s-a răzgândit între timp. Oricum, în opinia sa, lucrările sunt în grafic. Parcul regional de agrement turistic și sportiv Cornișa-Botoșani este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. Valoarea totală inițială a proiectului s-a ridicat la 80 de milioane de lei, diminuându-se ulterior în urma licitației.